Joe Biden și vicepreședintele Kamala Harris i-au spus premierului Netanyahu joi că este timpul să se ajungă la un acord de eliberare a ostaticilor și de încetarea focului cu Hamas. Au existat mișcări pline de speranță în discuțiile pentru un acord care să pună capăt războiului din Gaza și să elibereze ostaticii după mai bine de 9 luni, spune Kamala Harris, după ceea ce a spus că a fost o întâlnire sinceră și constructivă cu Netanyahu. Astăzi Netanyahu este așteptat în Florida, unde se va întâlni cu Donald Trump. Discut mai multe cu Florin Jipa, editor la Monitorul Apărării și Securității. Bună dimineața, Florin! Cu ce promisiuni pleacă Netanyahu din Statele Unite? Și-a atins obiectivele? Bună dimineața, Ana Maria! Chiar înainte să plece în Statele Unite, premierul Benjamin Netanyahu spunea că este un moment delicat la Washington, este o campanie electorală atipică cu un atentat eșuat la un candidat și retragerea pe ultima sută de metri a celuilalt candidat. Netanyahu a avut atenția politicienilor americani până în acest moment, s-a adresat Congresului, s-a întâlnit cu Biden și Kamala Harris și astăzi va discuta cu Donald Trump. La acest moment, administrația Biden și-a exprimat foarte clar poziția că nu mai susține continuarea războiului din Gaza. Statele Unite au negociat un acord de încetare a focului. Acest acord a fost anunțat de Biden în urmă cu aproape 2 luni, dar Netanyahu încă întârzie definitivarea lui. Ieri și astăzi este așteptat guvernul Israelului să trimită propriile propuneri care vor ajunge la gruparea teroristă Hamas. Netanyahu întârzie acest raport și este acuzat chiar de rudele ostaticilor, deoarece el vrea să soluționeze problema ostaticilor israeli mai degrabă militar decât prin negocieri. Tocmai în această cauză, Kamala Harris și-a exprimat îngrijorări cu privire la continuarea politicii lui Netanyahu, atât în Gaza, unde noaptea trecută au fost bombardamente în toată fâșia, dar și în celelalte teritorii palestiniene, în special în Cisjordania, unde raidurile israeliene s-au întețit. Bineînțeles, trebuie să vedem astăzi și reacția lui Donald Trump. Să nu uităm că Donald Trump i-a avertizat pe teroriștii Hamas să rezolve problema ostaticilor și să încheie războiul cu Israelul până când ajunge el președinte, fără însă să dea detalii ce va face la acel moment dacă va ajunge președintele Statelor Unite. Îți mulțumesc, Florin. Mulțumesc și eu.